A urcat la volan aproape în comă alcoolică și a provocat un accident. Vorbim despre un șofer de 38 de ani din satul Climăuții de Jos, raionul Șoldănești. Potrivit poliției, mașina în care se afla a derapat și s-a răsturnat. În automobil mai erau doi pasageri de 61 și 67 de ani care s-au ales cu o sperietură zdravănă. În urma testului alcool scopic s-a depistat că bărbatul avea o concentrație de alcool în aerul expirat de peste 12 ori mai mare decât urma admisă.